Primăria Municipiului Timișoara începe exproprierea terenurilor necesare pentru construirea podului Solventul, primul construit în Timișoara după mai bine de 30 de ani. Podul necesită despăgubirea a 9 proprietari de terenuri intravilane din zonă. Viceprimarul Ruben Lațcău, specialiști din primărie și reprezentanții firmei responsabile cu exproprierea s-au întâlnit cu proprietarii pentru a discuta despre procedură și pentru a stabili detaliile. Suma pe care o va primi fiecare proprietar va fi stabilită de un expert independent. Primăria nu poate interveni asupra cuantumului despăgubirii în niciun fel, primăria doar achită sumele de la bugetul local. Expertul se va raporta la grilele notariale, la care poate adăuga un anumit prejudiciu potrivit legii. Dacă vor exista nemulțumiri, proprietarii pot merge în instanță, dar procesele nu vor bloca investiția pentru că legea este clară. Se expropriază pe sumele stabilite și încep lucrările, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău. Suprafața totală care va fi expropriată este de peste 2,2 hectare. În paralel, primăria municipiului Timișoara avansează cu documentațiile necesare după ce Agenția de Mediu a anunțat că terenul de pe fosta platformă industrială Solventul este contaminat. Municipalitatea a găsit soluții tehnice pentru a nu exista suprapuneri cu zona contaminată și în prezent este așteptat avizul de mediu, după care urmează eliberarea autorizației de construire. Primul pod construit peste Bega după mai bine de 30 de ani are un cost estimat de aproximativ 220 milioane de lei și este proiect prioritar al primăriei pentru atragerea de fonduri europene.